Pentru mine, Fundația Conservation Carpathia și reintroducerea de zimbrii a reprezentat o reîntoarcere în țară, practic, și o schimbare de viață. Am auzit despre proiectul respectiv, am aplicat pentru jobul respectiv și am reușit să intru, m-am calificat pentru așa ceva și acum sunt coordonatorul de zonă aici. Nu este complicat. Când eram mic, am și o poveste, eu n-am visat niciodată că o să ajung să lucrez la zimbri, dar aveam în imaginația mea un cal de taur. Deci era extraordinar, râdeam cu bunica zi și noapte pe tema asta. Povestește-ne din experiența ta de amenajare a țarcului aici. Cât a durat, cât de greu a fost? Sau au durat aproximativ 2 luni construcția țarcului cu fânarul existent, cu tot ce avem făcut aici. Destul de greu, am prins și zile ploioase, am prins și zile însorite, când abia mai puteai respira, dar una peste alta le-am făcut cu drag și sunt foarte, foarte mulțumit de ceea ce a ieșit.